Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mitsubishi L200, o mașinuță, încep să zic că des întâlnită la mine, care va primi un proiect mai interesant. Mai exact, hai să vă detaliez ce anume. În momentul de față, noi am dezansamblat sistemul multimedia, deoarece am făcut niște teste pentru a reuși să și pornim ceea ce dorim noi. Ok, și hai să vă zic ce vom face acestui proiect. Această mașinuță, iată, pun pe contact sistemul, da? Introduc frumos în marșalier. Am reușit să-i generez partea de marșalier, pentru că el nu avea acest sistem de cameră marșalier. Ok, înainte să vă prezint proiectul, el în modul de generare de marșalier nu avea această posibilitate. Și atunci am zis că hai să montăm un sistem de cameră pe această navigație originală. Proiect ce pot să-l fac inclusiv și pe ASX și pe L200, pe toate variantele de Mitsubishi undeva la 2012, 13, 14, 15 sus, care aveți sisteme de navigații originale. Ok? Pot să vă fac în momentul când generez această situație, să poți să îți intre în mod de cameră, frumos, da? Și eu acum voi începe doar să montez această cameră care e panoramică, 6 tipuri de comutări, imagine, tot frumos de la A la Z. Bun. Acum ce mai pot să fac acestui sistem și acestei mașinuțe? Practic pe sistemul lui nu prea de navigație, pentru că nu are intrări video. Aș putea să-i generez, dar n-am avut cerința aferentă încă. Aș mai putea să-ți fac un sistem audio puțin mai bun, mai performant, să-ți antifonezi fețele de uși, să schimbi difuzoarele, să-ți pun un subwoofer sub scaun sau undeva în spate ca să ai o sonorizare mult mai bună. Plus, aș mai putea pune camere de vedere de monitorizare trafic aici, care să-ți monitorizeze traficul atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, fără nicio problemă. Aș mai putea să-ți fac partea de monitoare în tetiere, dacă vrei, și multe, multe altele. Bineînțeles că am și proiect, că dacă căutați în canalul meu de YouTube Sound Identity, intrați frumos la playlist-uri, intrați la playlist-uri create și mergeți la Mitsubishi undeva la 33-34 folder. Acolo să vedeți tot așa un L200 unde am schimbat frumos și am pus o navigație excepțională, un Lenovo, tot așa cu cameră 180 HD. Aici nu pot să pun doar CVBS, o variantă non-HD, pentru că nu suport acest aparat diverse imagini video. Bineînțeles că mai pot să spun evacuare electronică, mai pot să spun partea de pornire din ceas inteligent din telefon, încălzire în scaune față, încălzire în banchete de spate. Bun, acum hai să mergem și în spate să vedem aproximativ unde vom prinde partea de cameră, după care să ne tragem toată conectica și să vă facem câteva probe după ce tot este gata instalat. Ok? Hai, rămâneți cu noi! Partea de cameră este gata instalată. Acolo am amplasat-o. Este scoasă cât de mult a fost posibil. Ea va avea o traiectorie destul de mare vizibilă, dar acum hai să intrăm în interior să vedem clar cum se prezintă. Sistemul este gata, perfect reinstalat și acum să-i dăm o cheie și să vedem clar cum funcționează toată această opțiune a noului gadget gata instalat pe sistemul original. Ok? Hai să-i dăm drum. Ei, și acum să acționăm modul de cameră, care este normal, tradițional, în momentul când bagem marșalier, practic el trebuie să-și facă prezența și viziunea direct în acest display monitor original. Deci nu este un monitor aftermarket, este monitorul original. Eu aici am, practic, momentan această conectă cu acest cablaj. Aștept să vină titularul să-mi zică, scoate penarul ăsta sau pune-mi aici frumos butonul sau pune-mi aici unde este lui mult mai accesibil. Acolo îi face această operațiune. Ok, iar în modul în care eu vreau să îmi ajut camera să văd în diverse variante, iată, asta este prima, cea de 180 de grade. Puțin sunt obturat de cele două, bucăți din spoilerul existent. Apăs o dată, îmi lupez mult mai tare spatele, apăs încă o dată, îmi crăcesc imaginea așa să văd mult mai adânc în stânga cât și în dreapta, ceea ce am să întorc mașina invers și am să vedem cât de mult o să putem vedea. Mai apăs o dată, văd foarte bine cârligul de jos, iată-l acolo, partea de cârlig, da? Dacă observați, încerc să deschid imaginea cât pot de mult, așa, care este cârligul acolo, ceea ce te ajută foarte mult și în această operațiune. Mai apeși o dată, vezi 180 de grade sus, cât
și cele două părți deschise foarte tare stânga-dreapta, mai apeși odată, vezi 180 de grade sus, cât și partea de cârlig jos, dacă faci o parcare cu spatele, și revii la partea inițială de 180 de grade. Ok, acum am să întorc autoturismul invers ca să vedem comportamentul lui în vedere lungă. Am ieșit un pic cu spatele ca să vedeți cât de mult poate să vadă în momentul când este nu în spatele garajului. Deci să vedeți că vede înalt, vede lat, vede foarte bine. Iată și cârligul cum îi vede aici. Iată și cel 180 cu cele două variante așa. Deci vede minunat. Încă o obiecțiune vreau să vă zic. Iată aici este Opelul Antara. Da? Eu mă duc în stânga și deja văd Opelul Antara, da? Deci nu mă duc mult, foarte puțin. Deci m-am dus în stânga și deja este vizibil. Asta înseamnă că această cameră nu vede încolo sau încolo, deci vede mai mult, mai mult. Vede 180 de grade și vede deschidere foarte, foarte mare. Ok? Dacă mă duc un pic acum în afară, iată unde este fundul mașinii și iată cum vede tot Opelul Antara. Ei, aici înseamnă că o cameră vede perfect. Deci vede inclusiv și stopul de dreapta și stopul de stânga. Deci el de aici începe să vadă, ok? Remember în sistem, ca să vedeți încă o dată. Aici, iată, acolo este Opelul și eu sunt total încă nemișcat. Ei, și acum că ne-am poziționat exact cum a fost prima lui poziție, da? Hai să vedem din această variantă cum vom vedea noi în spate. Ei, iată exact ce am vrut să vă zic, că în momentul când sunt poziționat, iată ce bine pot să văd de unde vine mașina. Păcat că acum stau un pic așa, câș, nu m-am pus chiar perfect, că dacă mă pun perfect, ceea ce o să fac acum, ei, da. Exact despre ce vă vorbeam. Dacă mă pun mult mai perfect, i-am să văd foarte mult în partea de stradă. Superb! Bun, deci dacă urmăriți acum, iată să-mi scot un pic husa de telefon de aici, eu pot să văd foarte, foarte mult în stradă, da? Deci excepțional de largă vedere o am eu în momentul de față. Iată prin partea dreaptă, stai să văd dacă mai vine ceva de pe stânga, că nu prea este circulație acum, dar până atunci hai să facem lupările. Deci apăs odată, îmi lupesc spatele, iată că te fură din peisaj, apăs odată, îmi deschid mult mai tare stânga și spate. Iată că vine o mașină, vine, fii atent, fii atent, abia acum apare, exact despre asta vă vorbeam, că ea este mult capabilă ca să vadă foarte, foarte bine, da? Așa. Deci această imagine deschisă îmi permite ca să văd foarte larg. După care mai apăs o dată, îmi văd foarte bine cârligul de jos. Mai apăs o dată, văd cele 180 de grade cu cele două variante larg deschise. Și iată, mai văd varianta asta de 180 de grade cu cârligul de jos. Dar, iată diferența între astea două. Această poziție îmi place cel mai mult. Ok? Iată, și pe asta când vine. Uite, vine. Sau... am văzut-o foarte bine. Ba da, iată că am văzut-o, vine. Fii atent. Abia acum mi-a apărut. Deci, ea a venit cu o viteză anume deja dintr-o direcție. Vă dați seama că eu fiind așa de tare obturat și de mașini și de tufiș, abia văd, da? Iată că vine și pe aia. Fii atent. Abia acum o să o văd. Deci, asta este diferența între aceste camere care sunt superb de profesionale, ok? În cazul în care doriți aceste opțiuni și aceste variante, vă stau la dispoziție. Pot să montez orice cameră pe orice sistem, în practic orice sistem de navigație existent original, fără niciun da și poate. Totul este să mă contactați. Vă dați numărul de telefon în comentarii, în descriere. Nu uitați să vă uitați la începutul clipului, la finalul clipului, cât și în partea de jos aici. Este un text unde aveți număr de telefon pentru toți doritorii să nu ezitați să mă contactați. Și în cazul în care îmi spuneți ce vreți, încerc să vă ofer soluțiile aferente. Ok? Acum vă zic toate variantele unde mă puteți găsi. Singura rugăminte este să nu-mi scrieți, doar să mă sunați, pentru că nu am timp de mesaje scrise. Și atunci să începem în felul următor. Mă găsești pe Facebook, Sanduvan Cea sau un Identity Hifi Oradea, Toro Oradea dealer autorizat și partea de încălzirii în scaune Oradea. Mă mai găsești pe partea de Insta, Sandu Hifi sau un Identity.ro, cât și Toro Oradea dealer autorizat. Dacă mă cauți pe partea de TikTok, Sandu Hifi, acolo o să vezi foarte repede multe alte proiecte care le-am realizat mult mai rapid. Mă cauți, de exemplu, pe partea de YouTube, acolo intri,
cauți acest text Sandu Hi-Fi Shop sau Sound Identity, ori te abonezi dacă nu intri pe canalul meu. Odată intrat, aici sus ai videoclipuri. Vezi întotdeauna ultimele clipuri ale mele puse sus. Dacă îi dai pe playlisturi, apeși neapărat aici la playlisturi create, da? Și voi o să vedeți exact de aici, de la 01 top proiecte, 02 Sound Hi-Fi Competition, 03 tor evacuare. Dacă mergem la 13, o să vedem camere față spate de vere, da, acolo. Dacă vrei să vedem Mitsubishi, mergem de la 15 în sus și de la 15 pe Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, D. Hai să mergem la M, da? Iată, la 34 intri la Mitsubishi și aici vei vedea multe alte Mitsubishi realizate, inclusiv L200-le la care am schimbat și am pus o tabletă superbă. Da, plus vezi variante Tesla cu Outlander-uri și multe alte nebuneli de ale mele. Ok? Cam atât am vrut să vă zic despre acest proiect. Nu uitați, peste tot, Sandu Hi-Fi, Sound Identity. Bye, bye!